Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și ca să fim în ton cu tema zilei de astăzi, vom face un ornament pentru mijlocul mesei noastre de Crăciun. Pentru aceasta eu am făcut din ramurile unui brad mult mai vechi, brad artificial, am făcut această coroniță pe care am legat-o cu sârmă. Deci avem nevoie de această coroniță. Apoi vom avea nevoie de un pahar cu picior înalt. Vom avea nevoie de globuri. Apoi vom avea nevoie de o bucată de carton pe care eu deja am tăiat-o, care să fie aproximativ cu lărginea coroniței, o bucată de aluminiu dintre acela pe care îl folosim în bucătărie, după care vom avea nevoie de lipiciul lichid pe care îl folosim în toate lucrările noastre, vom avea nevoie de fundițele și de crăciunițele pentru care eu am făcut tutorial care a fost pus pe canalul de YouTube și pe pagina grupului. Eventual vom avea nevoie de aceste pinne de brad pe care eu le-am ornat cu zăpadă artificială și pentru zăpadă artificială găsiți pe canalul de YouTube modul în care se prepară, în care se folosește. Și nu în ultimul rând vom avea nevoie de o lumânare care va veni în centrul acestui aranjament și apoi un suport. Eu am ales un dop de la o sticlă de plastic pe care vom așeza lumânarea. Fiind prezentate toate acestea, eu propun să începem să lucrăm. În primul rând, să vă arăt ce se face cu cartonul și cu bucata de aluminiu. După ce am conturat cu o farfurie, eu am pus rotundul pe o bucată de carton și l-am tăiat, vom îmbrăca acesta în acest aluminiu, în felul acesta. De jur împrejur vom îmbrăca așa. Și după ce l-am îmbrăcat bine, îl vom întoarce în felul acesta. Îl vom pune deoparte. Acum, lucrul de care ne vom ocupa va fi să aflăm exact mijlocul și pe mijlocul acestui carton vom lipi acest capac, va fi cam aici mijlocul, cu lipiciul lichid, voi îndoi astfel aluminiul ca să pot lipi capacul, voi lipi cu lipiciul lichid ca să-i dau stabilitate. Aceasta va fi suportul lumânării, de aceea este nevoie să punem lipici lichid și să-l fixăm bine aici în mijloc. Scuzați-mă că tremur, sunt emoționată ca întotdeauna la toate tutorialele. De asemenea, cred că aici este mijlocul. De asemenea, vreau să vă amintesc că deci are o lărgime de 19 cm jumătate, 20 aproape. Am pus bine capacul. Îl vom fixa un pic.
Vreau să vă amintesc că mâine seară ne vom întâlni din nou, fie pe pagina grupului live, fie pe canalul de YouTube, depinde dacă mă lasă să intru, pentru că știți că sunt dificultăți cu conexiunea la internet și dacă nu, voi intra de pe Google, ne vom întâlni, între timp dumneavoastră vă puteți pregăti întrebările pe care le aveți, dorințele pe care le aveți dumneavoastră. Deci, am făcut această operațiune. Acum vom da deoparte și vom lua coronița care se încadrează perfect în rotundul pe care l-am făcut. În felul acesta voi presa un pic mai bine. Acum voi începe să decorez coronița cu fondițele pe care, așa cum vă spuneam, am explicat în alt tutorial modul în care se lucrează. Eu le voi prinde, le voi lipi, practic, chiar dacă au aceste aripioare, să spunem așa, rămase. Să știți că sunt în picioare pentru a reuși să filmez de deasupra. În felul acesta reușit să vedeți bine ceea ce eu lucrez. Deci vom pune 3 fondițe. Le vom lipi. Vom presa un pic. Dumneavoastră puteți folosi, dacă nu aveți lipici lichin, că știu că nu se găsește în România, puteți folosi lipiciul la cald, acela cu pistolul de lipit. Deci, am pus cele trei fondițe în felul acesta. Așa. După ce am lipit fondițele, vom lipi crăciunițele, florile. Așa cum vă spuneam și la început, veți găsi tutorialul crăciunițelor pe canalul de YouTube Tatiana Andrieș. Acum crăciunițele le vom intercala între fondițe. Le vom pune în felul acesta. Această coroniță, în acest mod, poate fi folosită și ca decor la ușă, nu numai decât pentru masa de Crăciun. Voi pune și a doua crăciuniță, o voi lipi aici. Vom apăsa ca să fie totul să se lipească, iar acum vom pune cea de-a treia crăciuniță. Puteți folosi foarte bine siliconul cald. Așa, cea de-a treia crăciuniță o vom intercala aici, în felul acesta.
Așa. Acum am realizat o parte din coronița noastră. Ceea ce vom face acum va fi să folosim globulețele. Așa cum vă spuneam, eu am aceste globulețe galbene. Dumneavoastră puteți folosi oricare altă culoare, ceea ce vă place, însă am considerat că culoarea galbenă este mult mai în ton cu aceste sărbători pe care cu drag le așteptăm, chiar dacă o să stăm închiși în casă, le așteptăm cu drag. Întotdeauna Crăciunul este o sărbătoare care ne bucură sufletul. Și voi pune aceste globulețe fără să le lipesc. Este foarte important să rețineți aceasta. Mai întâi voi pune lumânarea. Așa. Voi vedea. O voi lipi ca să stea fix. Bineînțeles, că nu o vom aprinde, va fi doar simbolic. Așa, felul acesta. Apoi voi pune globulețe de jur împrejur, mai mici, mai mari, depinde de spațiul pe care îl avem, depinde foarte mult de cât de mare este coronița dumneavoastră. Uitați-vă așa. Am pus și aceste globulețe. Apoi, cum vă spuneam, eventual, dacă doriți, putem adăuga și aceste conuri de brad. Dar în același mod nu le vom lipi pentru că acest aranjament, așa cum vă spuneam, anul următor fie îl puteți folosi ca decorațiune la ușă, fie îl veți pune într-o cutie, într-o pungă care să-l protejeze și îl veți avea și anul următor. Acum, toată această lucrare, care ați văzut cât de simplă este, o voi pune pe acest pahar. Și tot așa, nu va fi nevoie să-l lipim. Acum, vă rog să vedeți efectul pe care îl are acest aranjament. Se poate și de deasupra în felul acesta și iată că cu mâinile noastre, cu ușurință, am reușit să realizăm un frumos aranjament pentru mijlocul mesei de Crăciun. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și pe parcursul zilei de astăzi mă voi reîntoarce la dumneavoastră pentru a vă arăta și alt aranjament, alt mod în care putem ornamenta masa noastră pentru Crăciun. La revedere!